Sunt mici, le place joaca și cu toate acestea preferă să rămână la școală după orele de curs. Aici mănâncă la prânz, își fac temele, dar se și distrează cu ocazia programului pregătit de cadrele didactice. Ei sunt elevii de la After School. La Colegiul Ion Minulescu din Slatina, copiii au posibilitatea să-și doarmă la prânz. Mai facem teme sau de obicei că acum mergem... Mai rămânem afară și ne jucăm. Mai rămânem afară și ne mai jucăm și după aia intrăm la masă. Iar spune-mi, e bună mâncărica la After? Da, e foarte bună. Ne facem temele și o să le terminăm și pe aia mergem acasă și mai avem griji. Cum e la After? E foarte bine. De ce? Ne facem temele, mâncăm, scriem. Acasă când ajunge ce mai faceți? Mă mai joc cu sora mea. Mie îmi place la After pentru că mă joc cu colegii, îmi fac temele și mănânc. Copiii în funcție de vârstă au activități recreative, servez masa în cantina școlii. Cei de grupă pregătitoare merg la program de odihnă până spre ora 4, cei mari se întorc la lecții și alte activități asemănătoare. Și după amiază, din nou, ateliere, joacă, activități sportive. Până iau părinții 4:30, 5 după amiază. Programul în care cei mici pot petrece util timpul la școală după orele de curs a fost inițiat la această unitate de învățământ cu mai mulți ani în urmă la solicitarea părinților. Implementarea și dezvoltarea lui a fost posibilă ca urmare a infrastructurii de care a dispus școala. Cu toate acestea, nu toate cererile părinților pentru acest program au fost acceptate. La Minulescu a existat bucătărie, a existat un cămin. Noi le-am modernizat, avem o bucătărie modernă, o sală de mesă, la fel, care a trecut prin diverse reparații capitale. Căminul este ca un hotel de 2 stele. Din păcate însă nu putem face față tuturor cererilor, sunt foarte multe cereri din partea părinților, pentru că spațiul e limitat. Deja avem la bucătărie 5 bucătărese și cei din programul After School au ajuns la 170, deci 170 de copii servesc masa în cadrul acestui program. Cei mici, cei de la clasele pregătitoare, beneficiază și de odihnă o oră după ce servezi masă. Programul After School funcționează cu 2 excepții în toate școlile și liceele din Slatina care au învățământ primar. În Slatina avem un astfel de program organizat în școala gimnazială numărul 2, școala gimnazială numărul 3, școala gimnazială numărul 5, 7, singurele unități de învățământ unde nu se organizează programul școală după școală sunt școala gimnazială numărul 8, care nu dispune de spațiu necesar, este o școală cu număr mare de elevi și număr mare de clase, și liceul teoretic Nicolae Titulescu, unde se desfășoară alternativa step by step, care presupune program dimineața și după amiază, astfel încât nu este nevoie să se organizeze programul școală după școală. La nivelul județului Olt, acest program școală după școală funcționează și în câteva unități de învățământ din mediul rural. Finanțarea acestuia este asigurată din fonduri comunitare accesate de autoritățile locale.